Apucați un al treilea război? Sper că nu, nu, și sper pentru toată lumea, bineînțeles. Mai ales că de data asta ar fi închidem prăvălia umanității, gata, nu mai, nu mai pot să. Deci, cred eu că bătrânul echilibru al terorii nucleare din războiul rece încă funcționează. Și că ne va feri de un cataclism iremediabil. Israelul este o insuliță, într-o mare arabă mereu agitată de antisemitism și e înconjurat, practic, de state direct sau indirect ostile, care mai de mult sau mai aproape de, de, noi, aveau ca discurs oficial din capitalele lor, ținta de a arunca pe evrei în mare. Acolo s-a construit o democrație high-tech, cu o armată impecabilă, cu servicii de intelligence mai puțin impecabile, după cum s-a văzut, dar oamenii trăiesc cu arma la picior. Pe lângă faptul că sunt obligați să facă armată și băieții și fetele și mai mulți ani să se instruiască militar, israelienii evrei de astăzi din Israel nu au avut nici măcar un an de liniște perfectă. Atacurile, diversele dinamici ostile la adresa Israelului au fost o constantă și chiar dacă e ruptura asta și suniți, că 80% din dintre musulmani sunt suniți și Iranul e și dar iată că s-au lăsat împăcați cu Arabia Saudită de China. Deci vedem foarte clar în mișcările din ultimii 2-3 ani, cel puțin. Dar, de fapt, dintotdeauna, această afinitate electivă între dictatori, între dictaturi, dincolo de religii și ideologii, deci, adică dictator la dictator trage. Pasiunea, da, pasiunea de a strivi libertatea umană îi face pe acești lideri să se vadă ca, ca într-o frăție demonică, într-o frăție a, a răului, nu? Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, iar în perioada asta una dintre chestiile care riscă să ne coste pe toți usturător de tare este încă un război. Dacă nu era de ajuns ce aveam aici fix la graniță lângă noi, acum mai avem încă un conflict la care ne uităm cu ochii mari, uimiți de vărsarea de sânge care se întâmplă extrem de repede. Și parcă am mai văzut filmul ăsta și ne teamă de ceea ce ar putea să vină. Tocmai de aceea, în astfel de momente, ne îndreptăm către oameni mai deștepți, cu experiență, care au mai văzut lucruri de felul ăsta și care poate ne ajută să înțelegem un pic mai bine ce se întâmplă. Acum n-am de gând să fac în acest episod o discuție despre conflictul din Gaza neapărat. Uh, invitatul meu de astăzi are foarte multă experiență și dacă este să vorba să vorbim despre conflictul religios. Când dacă este să vorbim despre religie, e clar că putem să intrăm foarte ușor pe teren minat. Așa că, dacă și-asumă riscul, încerc să o fac astăzi împreună cu Teodor Baconschi. Bine ați revenit! Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și v-am promis că o să, o să vă țin așa în zona unde noastră. Um, sunteți un comentator destul de outspoken, cum se zicem, zicem în română asta? Destul de peșleau, destul de slobod așa la gură. Nu aveți rețineri să spuneți ceea ce gândiți. Vreau să vă întreb... Nu, no, mai cu seama că nu mai am uh, autolimitările diplomatului de carieră aflat la post sau în misiune și care trebuie să... Să exprime în, uh, limita limbii de lemn. Dar v-aș provoca la un experiment. Dacă ați fi ministrul de externe astăzi, ce ați spune în legătură cu situația din uh, Gaza? După care, sunt curios ce mi-ați ce o să-mi spuneți oricum, pentru că nu mai aveți limitări de felul ăsta. Sunt tare curios. Sunteți dispus să facem un experiment? Da, sigur că da. Poziția României în chestiunea conflictului israelo-palestinian s-a construit în timp pe o bază destul de moderată, rațională și alături de alte state am tot proclamat necesitatea unei așa numite Two-state solution. Nu? Deci, practic, să fie aibă și palestinienii un stat, evreii au un stat din 1947, un cămin evreiesc, care a devenit inevitabil nu pentru că Orientul Mijlociu s-a decolonizat, ci pentru că a loc Holocaustul. Așa încât două state, sigur, o dorință pioasă nerealizată până astăzi și putem să ne întrebăm de ce, pentru că Israelul este o insuliță într-o mare arabă mereu agitată de antisemitism și e înconjurat practic de state direct sau indirect ostile, care mai de mult sau mai aproape de, de, noi aveau ca discurs oficial din capitalele lor ținta de a arunca pe evrei în mare, de pildă, sau de a șterge de pe hartă Israelul. Sau... Deci e, ne putem imagina și dacă nu ne uităm la Fauda, că situația unui cetățean israelian, indiferent când s-a născut sau când a ajuns în Israel, din ce țară a venit, nu e o situație normală. Nu? Adică acolo s-a construit o democrație high-tech, cu o armată impecabilă, cu servicii de inteligență mai puțin impecabile, după cum s-a văzut, dar oamenii trăiesc, cu arma la picior. Pe lângă faptul că sunt obligați să facă armată și băieții și fetele și mai mulți ani să se instruiască militar, israelienii evrei de astăzi din Israel nu au, au avut de pe vremea primelor chibuțuri și sub diverși premieri n-au avut nici măcar un an de liniște perfectă. Atacurile diversele dinamici ostile la adresa Israelului au fost o constantă în viața acestui mic stat. Se spune despre Israel pe bună dreptate că e singura democrație funcțională după regula occidentală, nu? cu separarea puterilor, cu pluralism politic, cu alegeri libere, cu respectarea drepturilor omului, din tot Orientul Mijlociu. Așa încât cum spuneți a apărut acest nou război? Nu, el continuă. Nu e vorba decât de un, o, un nou episod dintr-o saga uh, militar-politică complicată și care uh, probabil că nici de data asta nu își va găsi o soluție rațională. Pentru că un stat palestinian putea să aibă loc până azi. Mulți l-au sprijinit. Uniunea Europeană a reconstruit periodic instituțiile viitorului stat. Am fost, când eram ministru de externe, și la Tel Aviv, și la Ierusalim, și la Ramallah, și am fost primit în clădiri de piatră din asta de Ierusalim, așa deschisă la culoare, făcute nou-nouțe fiecare pentru a, un minist, a găzdui câte un minister. Nu e un guvern palestinian în exil, nu e un guvern ca un joc video. Ei s-au străduit, sub, mai, mai ales sub autoritatea al Fatah, să construiască un viitor stat civilizat care, evident, acceptă vecina israeliană, îi respectă drepturile și care se face la rândul lui respectat și acceptat. Acum, sigur. Problema cea mai spinoasă e chiar problema Ierusalimului, ca posibilă capitală a ambelor state, Israel și Palestina. Când s-a divizat Germania de bună oară după al doilea război mondial, Berlinul, cu tot cu zidul pe care l-au construit ocupanții sovietici, N-a fost capitala Republicii Democratice Germane și a RFG, a Republicii Federale Germane. Germania Occidentală și-a ales o altă capitală. Ei bine. La bun. Nu avem niciun alt exemplu de oraș-capitală care e împărțită două state. Dar, bun. Hai să spunem că asta era o chestiune mai posibilă, care ar fi putut e fi bine. abordată dacă. Fatah ținea linia moderată, continua dialogul politic. Fatah de... care nu mai există. Că în momentul acesta, fix asta este problema pe care o identificăm. Acum nu știu. Ați a fost vampirizat. A fost vampirizat de extremiștii Hamas, care sunt mână în mână cu Hezbollahul libanez și cu alte rețele, inclusiv cu ISIS. Deci, Fatah există pe hârtie. Are, nu, Mahmoud Abbas a zis că nu se duce acum să se întâlnească în Iordania cu Președintele Biden, cu președintele da. Egiptului, cu. Deci, există, are o voce oficială, dar, din păcate, Hamas a pus mâna pe inima și pe mintea palestinienilor, i-a luat prizonieri, inclusiv în sistemul lui de asistență socială și de propagandă islamistă, și uh, acum îi obligă pe. Civilii care se află la mijloc, ca de obicei, prinși în acest nou conflict, să sprijine pe față orice orori ar face Hamas. Deci e o, e un, o fundătură perfectă. Revenim la în îndată ce îți spun despre sponsorul nostru, Darcom Energy, cei care ne garantează că nu ni se sting luminile din studio, adică nu avem niciodată pene de curent. Panourile fotovoltaice, invertoarele și bateriile sunt inima sistemului nostru energetic și cred cu tărie că sunt investiții importante, dar și rentabile. Cu acest sistem am economisit deja mii de euro la facturi, dar și mai important avem electricitatea garantată, fără fluctuații care ne pot defecta electricele și electronicele. Dacă ai în plan să construiești, să renovezi orice fel de clădire, inclusiv industrială, alege o soluție solidă de generare și stocare de energie. Noi colaborăm cu echipa Darcom Energy și îi recomandăm. Mi-aș plăcut să aud genul ăsta de discurs din gura unei, unei autorități a statului român. Sunt, aveți încă o bună de ministru de externe. Nu cred că mai e cazul, dar fără îndoială că am acumulat în deceniile de serviciu diplomatic o, o, experiență pe care, repet, nu-mi place să o reduc la stereotipul din asta, diplomatic niceties. Mi se pare normal să. Adică un diplomat bun e cineva care se preocupă de istoria oricărui dosar, de, de contextul geografic, istoric, simbolic, de multe ori religios, nu doar politic și economic, nu, al unui actor statal cu care are de-a face. De. Și în cazul nostru, aici, vedeți că a revenit când începe un război, ți se cere să fii de o parte sau de alta în alb și negru, să lași nuanțele. Aici trebuie să identifici tabăra binelui și tabăra răului. De asta e o situație ingrată, inclusiv pentru inteligența critică, pentru analiza de politică externă. E foarte ușor pentru euroamericani să fie pro-israelieni. E logic, pentru că există o unitate. Credeți că mai este logic? Credeți că mai este logic? Și acum, nu știu, mai suntem în discursul diplomatic sau ați început deja să vorbiți lejer? Pentru că trebuie să începem să spunem niște chestii care pot fi deranjante. Spuneți, pe de o parte, că noi, într-adevăr, americanii, europenii, am avea tendința naturală să susținem Israelul, pentru că este, exact cum a zis noastră, o democrație funcțională. În țara aia, alegerile mai contează și cu puțin noroc Bibi Netanyahu o să primească ceea ce primește democratic. Într-un fel sau altul, justiția și democrația de acolo vor trebui să-și să -și, să zicem așa, să-și să facă, să facă cursul. Lucrul ăsta nu se întâmplă în țările vecine de acolo, de jur împrejur. Sunt toate autocrații, nu? Sunt, sau... avem... Sau teocrații, ca în Iranul și Iată. Da. Iată. Adică o chestie pe care noi nu mai putem concepe la noi. Papa de la Roma are o influență mai degrabă morală decât politică. Imaginați-vă o lume în care uh, Patriarhul Daniel ar trebui să ne conducă, să ne guverneze. <laughs> N-ar fi prea... Nu știu, nu știu cum ar fi, dar nici n-aș vrea să aflu. Că suntem, suntem într-o într lume în care religia este la locul ei, cel puțin așa credem noi aici în, în Occident. Însă avem partea asta de religie și avem partea de democrație. Însă văd în vest foarte mulți oameni care înclină destul de ușor în ajutorul celor care sunt asupriți și identifică partea asuprită ca fiind palestinieni în acest conflict. Cred că ați văzut și noastră că sunt cei din Black Lives Matter, sunt o mulțime de organizații studențești, inclusiv la Harvard, avem și la Stanford, avem și în New York. Unele dintre aceste organizații chiar au avut proteste de stradă uh, și au reușit să strângă niște oameni alături de ei, care vin și spun că cei din Palestina ar trebui ajutați pentru că dreptatea este de partea lor. Acum, evident, nimeni nu vrea să vadă civili uh, omorâți, însă nu este simplist. Uh, cum facem să vedem adevărul într-un într astfel de conflict, într-o astfel de situație care nu este. Aia? alb-negru. În primul rând trebuie să, să vedem cât de mari sunt grupurile astea pro-palestiniene în Occident. La Harvard era un, un grup de 30 de studenți. Bun. Stânga... 30 de organizații studențești. O parte din ele s-au retras. Da. M-am uitat pe listă. 30 de organizații? Da. Bine, da. adevărul este că dacă vă zic lista, este uh, asociația arabă-palestiniană de la Harvard. Da. Este asociația arabă de nu știu nu, ce da. rit. Avem așa... Uh, studenți, profesori, intelectuali, politicieni, jurnaliști care sunt de stânga sau de extrema stângă în Occident, unde e libertate și pluralism. Poți să fii și asta dacă vrei. Și acești oameni au, în general, compasiune, empatie, cum se spune acum, cu un termen de care se abuzează, față de oricine e victimă. Sunt doctori în victim victimologie și prejigniți, cum le spune Profu Borțon. Și în condițiile astea, sigur că văd doar partea doar suferința palestinienilor. Acum, dacă cineva se întreabă bine dar asta e o ficțiune? Nu, există, e o tragedie pentru acest neam palestinian. Adică sunt tabere de refugiați în care s-a născut a treia generație de copii în condițiile astea. Așa este. E adevărat, sunt și foarte prolifici dar cu tot ajutorul dat de Uniunea Europeană, de USA și alții, sunt multe organizații și Organizația Mondială a Sănătății și FAO și alții, toată lumea ajută, pentru că altfel mureau de mult, nu, nu prea au industrie, nu prea au decât industria islamismului și antisemitismului și a războiului, a insurgenței, a intifada 1, intifada 2, Bun, cu ce. Dar e un dezechilibru vizibil, incontestabil, o asimetrie între gradul de dezvoltare a Israelului care este uluitor, nu sunt acolo concentrate mari minți, mari clinici, cercetare fundamentală, o armată de războiul stelelor, Iron Dome. Deci, asta e cine a văzut Israelul, știe că e ca o Elveție, așa, nu? Sau cum să spună. O... Din punct de vedere economic, în momentul acesta, venitul per capita în Israel este superior Germaniei? Care e motorul economiei Sigur, n-au aceea, nici pe departe aceeași populație, dar oricum, e, vezi asta în Israel, alături sau în tabrele de refugiați de prin Iordania, de prin, erau și în Siria, erau și mai multe locuri. E o, un furnicar uman mizerabil, care stă prin corturi și trăiește precar și așa. Deci e clar că compromiterea diverselor soluții de pace, uh, la care totuși s-a ajuns în deceniile trecute. Nu a fost Oslo 1, Oslo 2. Haideți să, să încercăm să explicăm un pic lucrul ăsta, pentru că de la distanță sunt oameni care se uită cu compasiune și spun bieții palestinieni sunt oprimați de izraelieni. Ei sunt ținuți cu forța în corturi, în sărăcie, inclusiv apa și electricitatea sunt în controlul israelienilor care nu fac altceva decât să oprime acest popor. Nu, izraelienii au o. Cine scapă? Cultură Păi, în primul rând, faptul că israelienii s-au auto-cenzurat și autolimitat, nu au escaladat acest conflict pentru că altfel se ajungea la o bubuială generală în Orientul Apropiat de multe decenii. Au avut și lideri politici pacifiști, prin excelență. M-am întâlnit și eu cu Simon Perez sau a fost Itzhak Rabin care. A fost asasinat de un extremist evreu pentru că era considerat prea pro-palestinian. Deci, asta este frumusețea de multe ori tragică a libertății în democrație. Israelul a avut lideri care erau personal și sincer convinși că trebuie să facă pace cu arabii în general și cu palestinienii în special, pentru că nu au de ales. Asta sunt datele istoriei: nu vor putea schimba geografia. Și vor trebui să, să, să se accepte reciproc pe baza unor acorduri de pace. E bine, aceste acorduri de pace sunt devalorizate pe măsură ce în zona palestiniană, dar și în alte societăți arabe, înflorește nestingherit extremismul. E adevărat că primăvara arabă a fost o încercare nu de a. Da, afară niște dictatori de național socialiști de în anii 60, îmbătrâniți și cu familii corupte, și de a, pune, de, a, de a aduce democrația. Dar, în momentul în care s-au făcut alegeri, ca și în Algeria, când a câștigat Frontul Islamic al Salvării în anii 90, și după aia a fost război civil și un masacru, când s-au făcut alegeri după primăvara arabă, frații musulmani în Egipt și toate toți verișorilor, în alte state arabe, nord-africane sau medio-orientale, au ajuns la putere ca Hitler, nu? Prin vot direct, și când au ajuns la putere, au strâns șurubul islamismului atât de tare încât vieții oameni au pierdut și libertățile pe care le aveau sub dictatorii aceia decrepiți, pe care i-au evacuat cu o nouă generație mobilizată pe Twitter. Și care vroia acum 10 ani libertate, că văzuse pe toate antenele parabolice din Maghreb, seriale americane și europene, cu opulență, cu libertate, cu, purtau aceleași mărci de blugi, de Adidas, de nu știu ce. Bun, deci a fost o generație strivită pentru că au, au ieșit în stradă. Și când au făcut alegeri, masa umană arabă a ales islamiștii. Și exact. această stradă arabă de care se tem și liderii europeni, pentru că strada arabă e o chestie, un fel de metaforă pentru comportamentul irațional, adică în care o scânteie, nu știu, Moartea unui civil, a unui copil, unui... ceva care îi Bombardarea poate... unui spital. Da, poate, poate să arunce în aer o țară întreagă. Dar, bun, acum, nenorocirea cu acest spital, chiar înainte să începem noi discuția, mi-a retransmis cineva un tweet care cita în fotocopie, așa, două pagini de canal de social media al Hamas și spunea că pe acel canal s-a anunțat că Hamas anunța cu câteva ore, cu câteva minute înainte de atac că va face cel mai puternic atac de până acum cu, cu rachete da. în, în Nordul da. Israelului, dar 30% dintre rachetele trase de Hamas cad în Gaza cad în Gaza de fiecare dată. Și da. izraelienii au dat publicității o înregistrare. Evident, într-un război toate... Nu, nu există adevăr clar întotdeauna? E, nu există, ar... dar ca și în cazul uh, avionului doborât de ruși în Ucraina, da? se poate face o... Pe bază de, de video făcute pe telefon, pe, pe mărturizi, exact. se poate face o anchetă independentă, internațională și cred că... Da. izraelinii o... au prezentat dovezi video prin da. care arată că cel mai probabil incendiul de la spitalul anglican a fost provocat de o rachetă care a explodat în aer, nu are și să plece către destinație. Asta rând, susține vrei. Arsenalul israelian e, nu e artizanal, este chirurgical. Și, doi, uh, israelienii nu au politica de a lua ostatici uh, și de a transforma civili în scut uman în conflictele militare. Și nu trag niciodată în spitale, am nu, mai auzit nu, o afirmație nu au, asta. Nu au această politică. deci. E, e și din, de din câte o... am mai auzit eu o chestie care pe mine m-a surprins când am, când am auzit-o prima dată și am auzit-o de mai multe ori, inclusiv în timpul acestui conflict. De, deci, de fiecare dată înainte să bombardeze o clădire, izraelienii îi sună pe palestini și le spun ieșiți din clădire, am descoperit că există luptători Hamas acolo, în 5 minute vom bombarda clădirea respectivă. Ați Ciertă. auzit povestea asta? Da, sunt convins că se practică, pentru că există canale între. În orice caz, Israelul a avut o comunicare fluentă cu exponenții FAT al FATAH. Acum, rămâne de văzut și ce gândesc sau mai pot spune oamenii în fâșia Gaza, pentru că ei au căzut, în primul rând, în capcana de a crede că Hamas are vreo șansă într-un conflict armat cu Israelul. Nu, asta e o prostie, o iluzie pe care războinicii jihadiști o vântură prin jur pentru naivi, pentru exaltați, pentru cei care chiar au fost educați în spiritul urii față de evrei, dar nu are cum să se întâmple treaba asta și atunci totuși când o să vadă că au pierdut și ce aveau, că bun, probabil nu va Americanii vor reuși să-i convingă pe evrei să nu invadeze uh, fâșia Gaza, din care s-au retras în 2005, să nu meargă pe linia unei uh, evacuări complete de acolo, pentru că nimeni nu mai are chef să-i primească, uh, să primească noi valuri de refugiați. Sunt informații aici care trebuie lămurite. Da. Pentru că iarăși. Prima dată când auzi cum adică izraelienii s-au retras de bună voie din fâșia Gaza în 2005, pe care o, o, o țineau, uh, o, o aveau ocupată din 1967. De la război de șase zile, da. Exact, care război de șase zile a fost un război, cum îmi spune, preemptiv, da? în care ei au ieșit înaintea celorlalți și au reușit uh, să nu, fuseseră, reziste. Fusese atacați cu blindate și avioane de egipt. Dar exact. și luați ca de dar au reușit. Și în șase, zi, și șase zile, da. izraelienii au împins înapoi cât -ă, cinci sau șase țări. Au fost atacați pe aproape toate fronturile. Atunci au ocupat inclusiv malul de vest care, pe care și, iordanienii l-au pierdut. Și Ierusalimul de Est, atunci, sunt, sub administrație israeliană. Deci, conform regulilor războiului, Izraelinii au fost atacați, s-au apărat, au ocupat aceste teritorii, s-au retras de bună voie în 2005 ca să-i lase pe palestinieni acolo dintr-un motiv foarte simplu, exact cum a zis dumneavoastră, și nu știu cum facem să spunem chestia asta ca să înțeleagă oamenii și de ce. De ce nu vrea nimeni să-i primească pe palestinieni nicăieri în altă parte? De ce nici, or, uh, nici regele Iordaniei nu vrea să-i primească nici uh, egiptenii care sunt, au graniță comună acolo, pe nord, și au spus, nu, în niciun caz, uh, 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 palestinienii să trăiască în libertate, dar în, în țara lor, în teritoriul lor. De ce nu-i nu vrea nimeni pe palestinieni? Da, știți ce, asta vă spun cu titlu strict personal, din observațiile făcute în întâlniri cu diversi uh, oficiali uh, arabi. Uh, din nu neapărat din Golful Persic, mai degrabă din Africa de Nord, Liga Arabă și lumea arabă în general, care nu e nici pe departe tot islamul, islamul e cel mai populat în afara lumii arabe, dar sigur, araba rămâne limba sacra a Coranului. Dar acești lideri, elita politică din alte state arabe, folosesc de zeci de ani chestiunea palestiniană ca pe o monedă de schimb, de negociere, ca pe un pretext pentru a ațâța strada arabă împotriva Israelului, care este reprezentantul Americii. Da? Deci revenim la tema iudeocapitalismului capitalismului american, așa puțin. Și atunci, asta e una, e un, e un plan al propagandei, un plan care legitimează acele guverne și face din chestiunea palestiniană o spină iritativă la dispoziția unor populiști. Dar când e vorba să preia efectiv cheltuielile unei tabere noi de refugiați, pentru că adevărul că Iordania și alții, cum vă spuneau, Vă spuneam, cheltuie au, au, au capitol, fi, filă de buget anual pentru, aceste tabere. Deci oricum e o povară financiară pentru... De ce? Țări, de ce este, țări este o filă care... bugetară? De ce nu reușesc să devină, să, să le ofere oamenilor acelora o intrare în economie, să devină productivi, autosuficienți, prosperi eventual? Pentru cine că știe? Asta, asta confirmă în mod cinic teza că chestiunea palestiniană este uh, instrumentalizată de statele arabe. Ei trebuie să fie acolo ca dovada răutății israeliene, ca dovada nemii, a lipsei de uh, umanitate, nu, a, ca exilați, ca victime. Deci trebuie să fie uh, în, în, pre păstrați în această vitrină. Pentru că, într-adevăr, sigur, nu vorbesc, uh, mai sunt dialecte, mai sunt tot felul de diferențe, să spunem gândiți-vă la ce mozaic etnico-religios reprezenta Siria. Nu. Sau Imperiul Otoman. Nu mai vorbesc, dar cert este că nu le pasă decât ca ei să rămână la putere și dacă pot folosi în acest scop cauza palestiniană în mod demagogic, o fac. Însă, până una alta, tot Orientul Mijlociu este într-o situație economică proastă. Pentru că dezastru din Siria și din Liban s-a întins. Economiile acestor state, care nu au fost niciodată prea puternice, sunt grav zguduite de aceste focare de anarhie și instabilitate războinică și de distrugere. Puteți să intrați un pic în detalii în legătură cu Libanul, Libanul care era considerat elveția Orientului? Libanul este în acest moment sub o inflație care a distrus tot, într-o stare care după explozia de la Beirut de acum 2-3 ani, a acelui depozit de combustibil care a făcut 2000 de morți sau așa ceva, Asta a fost evenimentul catastrofal care a pecetluit funeraliile unui stat libanez funcțional. Deci acolo, cum spuneați, sigur, în anii interbelici, Elveția Orientului. Acum, după 30 de ani de război civil, Constituția care, după retragerea occidentalilor, a spus, domne, evrei și musulmani. Pardon, creștinii și musulmanii trebuie să guverneze alternativ și împreună și așa. Bun. Cu generalul un, facțiunile creștine au participat, din păcate, la războiul civil din Liban. Ei au, între timp, majoritatea comercianți, intelectuali și așa mai departe au plecat. Deci, acum Libanul are. O, o clară majoritate arabo-musulmană, nu mai are o majoritate... O, exact. O, și o minoritate arabo-creștină, așa cum s-a întâmplat. E, de asta spun... Dar aș mai rămâne un pic la da. Liban, la, la chestia asta, că ați spus un lucru important. Libanul a fost o țară majoritar creștină până nu, la erau 50-50, să zicem. Cam acolo. Da. Ce s-a întâmplat? Pentru că în perioada aia, în care erau 50-50, țara era destul de pașnică și prosperă pe deasupra. Ce s-a stricat acolo? Eu cred că au stat în echilibru ăsta garantat de Constituția lor postcolonială pe perioada războiului rece. După aia a început, totuși, o, n-au mai avut un hegemon, clar. Nici nu s-au mai temut de un război atomic. Gândiți-vă la euforia din anii 90. Cred că acea euforie din... Europa de Est, acolo s-a tradus printr-un fel de nu mai avem stăpân, putem face ce vrem. Și ce le-a venit să facă a fost ca, sub, ca reacție la intervenția americană în Cuveit și apoi în Irak să se radicalizeze. Nu? Și deci se apare și acolo un. Da, bineînțeles că asta e o tragedie pentru că țara asta arăta. Nu doar că e echilibrată demografic și religios, cultural înăuntru, ci și că e foarte conectată la Occident. o țară minunată. O, o țară, mă rog, da, și frumoasă, cu prestigiul ei biblic, așa, nu, cu cedrii Libanului din Salmi. Levantul, nu? Totodată foarte conectată la Londra, la Paris, la New York. Avea o diasporă de mare calitate, cam ca aia evrească sau armenească. Sau grecească. Deci, li, libanezii reușiseră să-și să impună, să-și să internaționalizeze propria elită. De e cu atât mai, mai păcat că după Siria și ce s-a întâmplat în toată regiunea, și după eșecul primăverii arabe, zic că și asta a, a contat, în sensul că ce-am încercat noi în 89, au încercat și da, ei, dar a e, ieșit ca altfel. Și cum, da, ca și cum încerci ce, ceva în 89 și după aia uh, se restaurează nu URSS, ci mitul unui califat. nu? Deci, exact. hai, hai să facem din nou din o, lac împăr o, măr o împărăție panarabă cu șaria și care să uh, ne spele toate rușinile din vremea colonială și Bun. E o, e o, o temă care bântuie imaginarul societăților islamice de astăzi și de ieri, de altfel. Așadar, Libanul, dintr-o țară spectaculoasă, o perlă a Orientului, să folosim o metaforă care și ea este prea folosită, poate, ajunge o țară instabilă, ba mai mult decât atât, e teritoriul operațional pentru una dintre cele mai periculoase organizații teroriste, Hezbollah. Care în momentul ăsta sunt uh, efectiv de capul lor acolo, din câte înțeleg. Adică, așa cum avem Hamas în Palestina, care i-au înlocuit pe cei de din Fatah, cu uh, israelienii încă se mai puteau înțelege, avem aceste organizații teroriste care, așa cum europenii fac, cum am zis noastră, ministere și spitale, că spitalul s-a bombardat, era spital făcut de Biserica Anglicană. Da? Finanțat integral de ei. Uh, Europenii au făcut uh, clădiri, au dat ajutoare. Dinspre lumea arabă sunt convins că vin ceva ajutoare, dar am impresia că rachetele alea, mile alea de rachete trase din Gaza, din câte știu, au venit din Iran, nu? Asta da, a, -a, -a, a avut da. cel mai bun lucru pe care a putut să-l ofere Iranul Palestinei, iar liderii Hamas sunt la hoteluri de 5 stele în Qatar. Pe păi asta exportă arme și ideologie extremiste. Regimurile uh, liberticide n-au ceva mai bun de exportat. Și asta, uitați-vă la, Coreea Corea de Nord. Tocmai a livrat o mie de containere cu muniție lui Putin ca să continue masacrul din Ucraina. Din Ucraina. Deci, Iranul, izolat internațional, sub sancțiuni, a demonstrat și pe vremea lui Obama, care a fost mult mai conciliant și a ridicat sancțiunile și era gata să bată palma cu ei, să mai avea un pic și redeschidea ambasada de la Teheran. E bine, că le îi pupi sau îi bați, oamenii ăștia tot au în cap că uh, uh, vechea Persie și Iranul din secolul 17-18, XVII care domina totul până în India, uh, e baza unui viitor califat. Uh, și chiar dacă e ruptura asta și suniți, că 80% dintre musulmani sunt suniți și Iranul e dar iată că s-au lăsat împăcați cu Arabia Saudită de China. Deci vedem foarte clar în mișcările din ultimii 2-3 ani, cel puțin. Că... Dar, de fapt, dintotdeauna, această afinitate electivă între dictatori, între dictaturi, dincolo de religii și ideologii, deci, adică dictator la dictator trage. Pasiunea, da, pasiunea de a strivi libertatea umană îi face pe acești lideri să se vadă ca, ca într-o frăție demonică, într-o frăție a, a răului, nu? Și să se ajute, repet, fără să mai țină cel puțin Ceaușescu și alții. Erau pe linia, domnule, ești în tabăra URSS, nu? A comunistă sau altfel. Acum, ăștia, în mod evident, țin să se salveze unii pe alții, să rămână împreună, să coopereze în orice da. proiect malefic sub același steag antioccidental, pentru că toți au o problemă cu democrația. Toți au uh, obsesia că. Democrația asta pe care Occidentul a cocoloșit o și a, 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 a impus-o, iată, până și în fosta Europa de Est, nu? În lagărul socialist, printre sateliții de 50 de ani ai Moscovei comuniste, da? Să teme în mod vizibil de orice revoluție portocalie, nu? Așa cum a nebunit Putin. De ce a nebunit? Colorate, a văzut, revoluții colorate. Da. da, a văzut cum libertatea cu pași de tigru se îndreaptă spre Clemin și a spus până aici. Nu? Deci asta e Dar schema. Ce nu reușesc eu să înțeleg în ecuația asta, cum face să concilieze în discursul public, spre exemplu Putin, care este creștin ortodox, o discuție cu iranienii de la care ia arme, care susțin Hamas, și care liderii uh, iranieni și cei ai Hamasului spun moarte creștinilor. Pentru că... mai, puțin, mai puțin creștinii ortodoxi? Adică cum? Au ei o înțelegere că dacă, vor, dacă iranienii vor da bomba, vor ocoli tot ce înseamnă creștini ortodoxe pe planetă sau doar pe ruși? Adică unde e partea selectivă acestei o, declarații? Uh, uh, păi ce îi unește pe oameni ăștia e ura față de Occident și în special față de hegemonia americană. Și asta e suficient. E cel mai mic numitor comun, dar pe el se bazează. Nu interesează altceva. Numai că această unitate în ura antioccidentală îi face pe mulți, în primul rând că asta nu șterge cu buretele niște rivalități istorice, nu? de exemplu cea ruso-turcă. Erdogan s-ar înțelege bine cu Putin. Sunt amândoi lideri autoritari, cu partid stat, cu partid unic deja, care vor să dicteze și care visează să refacă Imperiul. Unul Imperiu Otoman, altul Imperiu țarist. Dar ă, asta nu șterge, de fapt, rivalitatea ruso turcă care e pe Mediterana, la, la Marea Neagră, care are secole de istorie în spate. Bun. Dar și nici nu e cazul încă, pentru că Erdogan, totuși, până una-alta, ține Turcia în NATO. Dar dictatorii, da, sunt uniți de ura față de americani, asta e una, care comportă și invidie, complex de inferioritate, frustrare pentru că nu au acces la tehnologii de vârf și, în general, un dispreț al libertății. Nu? Adică ei socotesc că libertatea duce la decadență morală și la disoluție religioasă a identităților și așa mai departe. Dar fac greșeli strategice, nu doar tactice. Mă gândesc acum de nou la Putin. Păi Rusia, dacă are o adevărată problemă, are problema asta în secolul 21 și următoarele, dacă se numește China și islamul intra Federație Rusă, care în centrul Asiei și până în Caucaz și cu vecinătatea Iranului nu? lipit de Armenia și cu Afganistanul și cu toate lucrurile astea, Islamul, dacă Putin avea minte, trebuia să fie principalul principal al lui grijă despre statalitatea și stabilitatea Rusiei. Pentru că, ori el, după cum se vede, preferă să dea întâietate urii complexate față de supremația americană și europeană, implicit occidentală, să spunem decât să se alieze în mod natural cu cei mai evoluați, democratici și competitivi, inclusiv pentru a stăpâni împreună pericolul terorismului islamic și așa mai departe. Nu? Pentru că nu e vorba doar de ceceni, e vorba de, și de grupurile radicalizate de acolo, ci e vorba de, de faptul că islamul crește demografic, inclusiv în Rusia, în timp ce rușii scad, nu? Acum sunt 144 de milioane, dar foarte multe milioane dintre ei sunt de religie islamică. Nu? Ok. Și cum se va putea împăca în viitor Rusia cu aceste comunități care, în mod tradițional și aparent inevitabil, tind spre șaria? Deci, iată că Alianța Dictatorilor produce orgasme de-aste instantanee pentru că le dă senzația că să. Își strâng forțele și dărâmă colosul american, dar de multe ori e un glonț tras în propriul picior, pentru că mult mai mult ar obține, poate chiar și un fel de colaborare cinică. Americanii, după cum știm, ca orice mare putere, au cooperat și cu regimuri ticăloase. Deci, nu. Da, așa este. O fac în continuare. Adică au, au în da, relații adică, cu Mohamed uh, bin Salman, uh, când au le-au dat iranienilor bun, Alea șase uh, miliarde uh, pentru. Arabia niște... Saudită, nu, dar Arabia Saudită este o, un aliat uh, inconturnabil al SUA. Nu au ce face ca să contracare. Așa aici. este. Dar yeah. MBS este dovedit că l-a omorât pe jurnalistul Jamal Khashoggi că a fost la ordinul lui. Dar ce să faci? te, te, te să stai cu el la masă. Pentru că. Uh, e, omul, nu ai... e, e omul, The Strong Man, acolo la Ariad și asta e. Chiar Biden, întâi l-a condamnat aspru, după care, sigur. Și în același timp, în, care, în Qatar, stau liderii Hamas la hotel și de acolo dau tot felul de declarații belicoase și îi cheamă la luptă pe palestinieni. În Gaza, același Qatar gestionează în bancă banii pe care i-au deblocat americanii pentru Iran, la 6 miliarde din câte știu, pentru a libera niște prizonieri pe care țineau de foarte multă vreme uh, liderii de la Teheran. Americanii luna trecută le-au deblocat niște bani iranienilor, dar hei, doar pentru mâncare, ajutor în partea umanitară, nu pentru armament, în timp ce iranienii furnizează drone în Ucraina și rachete. În, în Palestina. Păi, în Gaza. Liderii Hamas stau la Doha ca oligarhii ruși la Londra sau pe coasta de Azur, adică sigur că Sau în Dubai. în, în pe, da, în monarhiile astea petromonarhiile din Golful Persic, Qatarul este uh, cel mai liberal, a clonat și niște universități din Ivy League, aduce pe bani grei. Profi americani, șase luni, așa, de îi plătește de trei ori cât primesc ei pe an. Și ce n-a făcut Qatarul? Qatar Foundation are un sediu făcut de un mare arhitect occidental. Au investit peste tot pentru a amortiza șocul trecerii la o economie post-hidrocarburi. Deci, după ce și-au școlit la Oxford niște prințișori, așa, o generație, două, acolo chiar e o, o elită care folosește sclavii din India și Pakistan, dar în general, însă e smart, deci chiar văd lucrurile corect și de asta nici nu dau apă la moară extremismului. Dar, iată, dacă liderii Hamas, ce credeți că stau pe gratis acolo, plătesc, așa cum plătesc și. Oli cu, cu, păi cu, cu toate formele de trafic pe care orice cleptocratie de asta extremistă le practică, nu? Gândiți-vă că banii sunt numai negri în economii de genul Hamas și pușia Gaza și așa mai departe. Nu e nimic la suprafață. Tot, totul e flux clandestin da. de contrabandă. Arme, droguri și orice. Deci. Oamenii ăștia sunt uh, seamănă de asta i-am comparat cu oligarhii răi, ca să zic așa, răia care nu l-au părăsit pe Putin <gură> uh, și care în jurul Occidentului non-stop, dar sunt primii care își cumpără iahturi italiene și uh, își fac vacanțele în Occident dacă pot normal, acolo și își sigur. divorțează nevestele în siguranță. Așa și, bineînțeles, să și împing copiii, dacă nu sunt total imbecili, în mari școli apusene da. Bineînțeles. Asta este lucru știut. Cu toate astea, la capitolul ăsta, vă ascultam când vorbeați despre felul în care gestionează, inclusiv în interiorul lumii musulmane, poporul acesta și niciuna din țările vecine nu pare să se împace cu ideea că palestinienii sunt o cauză care poate fi rezolvată. Dar dacă ne ajutați un pic să înțelegem un pic mai bine, până la urmă fâșia aia Gaza, a este? Că întotdeauna este întrebarea Bine, bine, dar cine a peste cine? Pentru că auzim prea des vorbindu-se despre faptul că Israelienii au colonizat acolo. Ca și cum s-ar fi trezit, cum au mai făcut britanicii, spre exemplu, și cine știe ce alte popoare, olandezii, danezii, s-au dus nu știu unde în Africa, au ocupat un teritoriu unde, care nu aveau nicio legătură, au extras resursele de acolo și au oprimat poporul. Care este fundația uh, păi, acestei discuții, noi, din punct de vedere istoric? Pentru cei care n-au mai fost la lecția de istorie și da, se uită la păi, treaba asta și zic că sunt oameni buni în ambele părți. Provincia asta romana, a Palestinei, a fost tot timpul sub imperii. Că erau pe vremea mesopotamienilor sau persilor sau a fenicienilor sau a romanilor, a romano-bizantinilor a otomanilor, mai târziu a Imperiului Britanic. Întotdeauna această zona a fost o asta după ce a căzut regatul lui Israel în 70 la sediul lui Titus. Deci practic pro, ceea ce anunțase de fapt Isus Hristos, nu când care a spus că nu va rămâne piatră peste piatră din Ierusalim și din din noul templu uh, solomonic. A rămas zidul plângerii, dar vreau să spun atunci era un regat. Evreii au revenit în, în țara lor, care are 2500 de ani și mai bine. Dar această țară, din pricina teofaniilor, a concentrării simbolice de la Ierusalim, care e loc sfânt pentru toate cele trei monoteisme, a fost mereu disputată că au venit occidentalii în cele patru, primele 4-5 patru, cruciade în, speci în încercarea de a recupera de sub dominația semilunii islamice țara lor sfântă, asta e un lucru. Totdeauna acolo s-a dus o bătălie pentru... Și culmea este că majoritatea imperiilor au reușit, inclusiv cel otoman, care era mai nătâng așa din, în comparație cu cu mai militarul administrativ, steril, fără, doar cu, excelent doar în artele minore. Chiar și otomanii au reușit, pe urma romano bizantinilor și altor administratori ai Palestinei biblice, să mențină acolo în numele sacralității Ierusalimului, atenție, deci cu, din respect față de acest oraș sfânt, nu? unic în lume și în istorie, din respect față de acest loc sfânt, imperiile succesive care au administrat actuala, actualul teritoriu al statului Israel au reușit să îi împace de bine de rău pe evrei cu creștini și cu musulmani, nu? Adică totuși existau acolo ca pe vremea apostolilor, nu? Și când vedem în faptele apostolilor, citim momentul ăsta, despre momentul ăsta al pogorului Duhului Sfânt la Ierusalim, într-o într Colegiul, în adunarea ucenicilor lui Hristos, după moartea și învierea lui, și atunci se coboară Duhul Sfânt. Și ce ne spune textul Lucanic? Ne spune că s-a adunat acolo o mulțime de nemuri și că brusc fiecare a auzit ce le spuneau apostolii în limba lui. Deci, caracterul ăsta cosmopolit al Ierusalimului a fost din. e un dat biblic acolo într adevăr convergeau nu doar evrei care se închinau templului, la templu și țineau prescripțiile torei ci multe alte neamuri asta era și un efect al, al imperiului roman nu pentru că prin comerț la această buza Mediteranei acolo acostau ca și la Tir și la Sidon și la Cartagina și în Marsilia veche acostau comercianți din toate neamurile de jur împrejurul Mediteranei. E mare păcat că această tradiție în fond s-a stricat în halul și că vedem acolo doar ură între cei care... Dar cine urăște? Cine urăște cu adevărat lumea pe Toată lumea, acum cinstit vorbind de Evrei sunt civilizați și educați. Au și totuși un IQ foarte bun la mie de locuitori, așa, per, per, nu știu cum sau per capita. Dar, dacă stai de jur împrejur cu unii care îți să jură că trăiesc pentru a te distruge, nu? nu sunt simpatice aia, n-ai cum, n-ai cum să... Haideți să explicăm un pic mai clar, pentru că sunt, eu am văzut inclusiv în Occident, organizații cum ar fi, spre exemplu, bine, apare deja caricatural. Dar De nu știu că ați văzut o chestie aia cu comunitatea LGBT care s-a ridicat pro-Palestina. Ați auzit-o pe aia cu Queers for Palestine? Posibil. Da. Sau o actriță, iarăși, de filme pentru adulți, nu știu dacă ați auzit noastră de Mia Khalifa. O actriță, liba... uh, nu ce era ea. Uh... o actriță de origine arabă care joacă da. în filme pentru adulți și care vorbește despre um, nepasta palestinienilor. Și întrebarea este dacă oricare dintre oamenii ăștia din comunitățile astea își pot imagina că ar putea să trăiască o zi știindu-se despre ei, cu ce se ocupă sau cum își viețile în Palestina. Eu, da, e o situație, sigur că n-ar putea, e o întrebare retorică, dar repet, e foarte greu să nu, să nu vezi câtă minciună e în toate aceste ciogniri propagandistice, câtă dreptate există de o parte și de alta, cât de puțin rațională este încetarea procesului de pace. Sigur că trebuie să se revină la diplomație, pentru că Israelienii vor muri până la unul apărându-și această țară pe care, pe care le-a dat-o Dumnezeu. Că nu au alta. Odată că n-au alta. Nu, ei sunt oameni care în 2000 de ani de diaspora și exil Pot uh, trei oriunde, nu asta gândiți-vă la primul exil, exilul babilonic. Uh, gândiți-vă la uh, faptul Exilul din Egipt. În secolul 3 înainte de Hristos, când începe, să spunem, Epoca elenistică, după cuceririle lui Alexandru Macedon, la Alexandria, care avea un milion de locuitori, era o comunitate evrească absolut prosperă și, și semnificativă. Deci, ei s-au învățat să trăiască în toate țările, din Argentina până în Australia și din Marea Britanie până în New York și unde vreți. Nu asta e problema, dar problema este că țara asta e a lor. Ei spun, în plus, cum trebuie să recunoaștem și noi că doar jumătate din scriptura noastră sacră, ca creștin e Vechiul Testament. Ba chiar, cantitativ, e mai mult decât Noul Testament. Dar, cum să nu recunoști? Noi, noi am negat mesianitatea lui Isus Hristos ca creștin, Nu dacă am zice că. Ce țara sfântă, Doamne? Nu le-a dat nimeni nicio țară sfântă. Erau niște deci, triburi. Dacă ești creștin și recunoști Biblia și recunoști, nu. Ce înseamnă să fii creștin, Cite. trebuie să recunoști că locul ăla. Citești, ăla e. Citești cele cinci cărți lui Moise și vezi cum s-a întâmplat această migrație a unui străin, patriarhul Avram, care ieșise din Urul Caldei, șef de trib pastoral, așa, da care se întâlnește cu Dumnezeu. E primul om care spune: M-am întâlnit cu el, cel nenumit, da? Iahve nici nu poate fi pronunțat. Și această întâlnire i-a dat lui direct revelarea faptului că Dumnezeu este unic, că tot restul sunt idoli, fantezii, chipuri cioplite. Bun. Deci cele trei monoteisme pleacă din această, totuși, revelație originară pe care o primește Avram. Iar din Avram a ieșit Israel toată seria de profeți și Moise este cel care îi scoate din altă robie și îi aduce până în buza țării sfinte, urmând ca ceilalte, celelalte generații de după această simbolică traversare a deșertului de 40 de ani să întemeieze regatul lui Israel. Nu? Și să, da. care, a fost, care, a fost, o teocrație în toată regula, deci în sensul că era regatul lui Dumnezeu. Nu? Dar cert este că noi nu putem înțelege ideea mesianică decât în contextul ei iudaic, originar și nu putem să nu luăm ad literam o realitate demonstrată și arheologic și istoric, dincolo de Biblie, prin alte izboare, și anume că evreii sunt acolo de 2500 de ani și mai bine. Deci nu nu pot să le nege acum dreptul istoric asupra acestui teritoriu. Care, de altfel, să ne înțelegem, a fost tot timpul sterp. Ei l-au irigat cu inteligența lor și cu know-how adus din toate diasporele imaginabile, în 47, valuri după valuri de, de mari oameni care și-au lăsat propriile cariere strălucite pentru că erau sioniști și pentru că au zis domnule, trebuie să construim Căminul lui Israel." E o aventură admirabilă asta. Aș fi vrut să văd un elan spre știință, cunoaștere și spre bunuri oferite întregii umanități și în societățile din jurul Israelului. Nu prea le-am văzut, nu? Adică dacă ne gândim ce i-a împiedicat pe alții din regiune care contestă... Ce pentru... împiedică pe iranieni și pe toate țările din Golf care în afară de Era... da. opulență să mai etaleze și altceva, adică care sunt... Iranul Iranu, trebuie să fim onești, e un caz aparte, adică Iranul e o mare putere intelectuală și are o elită așa este o, o elită internă și în exil de, de optimă calitate și umană și intelectuală și academică și... dar fără libertate în primul rând nu poți să să, să creezi ceva valoros ce să, când, când nu ai libertate, ce noi nu ne aducem aminte? De filmele românești dinainte de, de 89. Păi, dacă erau 100% propagandă, toți actorii figurau ca niște imbecile acolo, trași de sforicele și puși să spună niște replici în care yeah. nu putea crede nimeni. Dar re revin la chestiunea israeliană. Sigur, eu am acest partipri. Am un mare respect și pentru islam. Un respect motivat, cultural, civilizațional între secolul 8 și 12, Islamul a creat o civilizație care s-a întins din Andaluzia până în China. Deci nu putem să negăm asta. Problema lor e după secolul 12, că pur și simplu s-au sterilizat intelectual, au refuzat dinamica istorică a Occidentului, i-au devenit ostili, încearcă să țină totul pe loc, să dea istoria înapoi, să-și imagineze un califat ca pe vremea primelor califate de la uh, Bagdad sau Damas și Cordoba. și uh, Deci oamenii ăștia trăiesc mental uh, în trecut. Și tragedia lumii arabe este că în secolul XIX au avut și niște pașoptiști, niște băieți okay. de ăștia care, care au zis, domne, hai să nu mai citim Coranul ad literam. Trebuie să mai înțelegem și alegoric, și istoric, și arheologic, nu știu ce. Adică preluau din Occident ce s-a întâmplat cu raportul dintre modernitate și creștinism. Și vreau să aplice treaba asta, un fel de reformă, nu? Islamul. Au capotat, -au fost, au fost respinși de popoarele lor, în fond. De ce n-au reușit aceste câteva generații de intelectuale arabi care chiar vroiau să aducă islamul la zi, să-l aducă în secolul 20, să spunem, nu? N-au reușit, nu? Iar muftiul uh, Ierusalimului să întreținea cordial cu Hitler. Că ok. Exact ăștia de acum. domnule. care Așa cauzarea? cum Comenei este prieten cu păi, Putin. Să, să cadă America. Bun. Atunci, ce interesează? Nu să cadă America. În Parlamentul de la Teheran se scandează moartea Americii, moartea Israelului”. Da. Da, e politică oficială. Adică nu e... Uh, nu e vorba de niște site-uri extremiste, este politica oficială a acestor state. Deci, până una alta, noi suntem iudeo-creștini, Israelul este singura democrație și aliata noastră, așa cum Ucraina apără libertatea la est, Israelul apără libertatea la sud și cred că e bine să fim nuanțați, să, că până la urmă tot știința occidentală a scos la lumina cunoașterii și valorile civilizației arabo-musulmane. Da? Nu, nu putem fi acuzați că am urât sau am distrus sau am disprețuit ceea ce a avut nobil, creativ, admirabil, în arhitectură, în poezie, în mistică, în spiritualitate, în artele decorative, în caligrafie, toate lucrurile astea în care islamul clasic a excelat, și care umplu muzeele inclusiv occidentale, dovedesc că noi nu suntem la vârsta la care să disprețuim infantil și neargumentat o altă civilizație. Noi avem tot am vrea ca euroamericani ca această lume arabă și mai departe islamul din Asia Pacific sau din Africa subsahariană. Să coexiste pașnic cu celelalte două monoteisme. Pentru că ați intuit bine de la început că adevărata rivalitate între aceste societăți, state și civilizații, până la urmă, e, din păcate, înrădăcinată în această proastă gestiune comună a moștenirii Patriarhului Avram, întemeitorul sau primul. Transmițător al acestei Revelații monoteiste da. e, Mie mi se pare surprinzător pentru că Păream că facem direcții, pași în direcția Corectă cu acordurile Avramice din ultima perioadă În care dintr-o dată am început să avem Relații diplomatice între Israel și tot mai multe țări musulmane De acolo din zonă. Părea că Islamul este Pregătit să conviețuiască și cu Orice altceva decât Islamul. Acum după Tot ce se întâmplă în ultima perioadă Nu știu în ce direcție ne ducem Însă, v-aș ruga să ne ajutați să înțelegem cum ar arăta lumea dacă am trece la califat. Pentru cei care nu înțeleg cum funcționează legea șaria, au auzit probabil de ea, noi, ne-am ne obișnuit aici în Europa și prin, în America să fim toleranți. Că toată lumea trebuie să aibă loc aici. Și dacă ei așa vor ei să trăiască, ok, treaba lor. Dacă s-ar aplica legea șaria, nu s-ar aplica doar pentru ei. Din câte înțeleg, nu musulmanii vor să ne aplice și nouă păi da, da, e în legea șaria. Jur... E în jurisprudența coranică treaba asta. Că acolo unde depășește 50% o comunitate islamică, are deja obligația de a impune șaria și celelalte jumătăți. Deci au această dinamică misionară, expansionistă și teocratică. Noi avem niște super drăguți compatrioți musulmani, suniți, tur, turci din Dobrogea, nu N avem nicio treabă. Sunt perfect integrați, bilingvi, au dreptul de a-și profesa credința și așa mai departe. Dar Franța e foarte crispată, nu că nu doar din romanul Submission care e o aluzie la ce înseamnă islam, supunere. A lui Michel Welbeck. E o distopie în care, pe căi soft, așa, un partid islamist ajunge să guverneze Franța și schimbă, o transformă într-un soi de califat. Cu lașitatea elitelor autohtone care nu îndrăznesc să-și mai apere identitatea. Nu mai au. De ce? De păi ce nu, e nu e mai este dispusă nu e, Europa? Nu e politică să spună necurec. în gura mare că nu e ok. Este că acum, cu cuțitul la os vedeți că, totuși, de bine-de-rău s-au strâns liderii europeni și au adoptat o reformă a politicii de migrație, de azil. Adică, no? ce înseamnă asta? Păi ce se va schimba? Adică, n-am citit că nu mă mai interesează direct chestia asta. Ar trebui să avem textul sub ochi. Dar cred că au citit semnalul de jos în sus de la electorate că, domne, trebuie să strângeți puțin șurubul cu chestia asta. Nu Adică, nimeni nu mai poate gestiona cadouri otrăvite de genul Merkel cu milionul ei de sirieni de acum câțiva ani, nu? când asta e o, bage o bombă în casă. Orășelele alea liniștite din Germania s-au trezit cu școli, săl de sport, totul blocat cu paturi și corturi și așa mai departe. Asta pur și simplu paralizează viața normală a oricărei comunități. Deci nu e vorba că nu ești omenos, primitor sau că nu înțelegi drepturile fiecarei persoane, da. dar nu putem să primim în Europa pe toată lumea. Asta e. Mai mult decât atât, dacă ne uităm inclusiv în țările nordice, care au fost foarte primitoare și au descoperit între timp că trebuie să înceapă să-și încuie ușile seara, lucru care nu se întâmpla înainte, în afară de chestia asta și, e, și țările nordice au început să-și schimbe politica de migrație, și să înțeleagă că oricât de benevole, oricât de primitori, primitoare ar fi, pur și simplu nu reușesc să integreze, mai ales imigranți palestinieni. Asta este chestia pe care o au cel mai des. Da, că oricât da. de mult ar încerca, reușe, nu reușesc să integreze. Au ajuns în Suedia, dar ei nu devin suedezi. Ei vor să aducă Palestina în Suedia și, cu puțin noroc, poate să transforme și Suedia în Palestina lor. Domnule Buhnici, oricum soluția nu este extremismul xenofob, organizat în partide care ies pe stradă cu cagule. Nu, nu, okay. nu, nu cu clan, ne trebuie, dar cum e în Finlanda, fost ducat rusesc. Partidul Adevăraților Finlandezi. Păi și, și Gheorghe Funar s-ar simți mic în fața acestei. Exact. <laughs> acestei da, da, da. Titulaturi. Asta când aud adevărați? Când da. aud adevărați, deja mi s-a prins. da. Bun. Deci nu, asta că așa cădem în caricatură, ne pierdem rațiunea inclusiv democratică și ne dezumanizăm. Dar realismul politic și moderația ne cer să spunem stop. Adică să spunem ceea ce un premier. Socialist francez Michel Rocard spunea în anii 90, creind oarece scandal în Franța. Nu, Franța nu poate primi toată mizeria lumii. Da, a spus un, un premier socialist și so stânga e xenofilă, e de obicei pe politică de, domne, deschideți porțile, dați. La da. fel cum au făcut și americanii, că, uite, acum democrația au deschis granițele până când a ajuns să primarul din New York să spună opriți că nu facem față. Păi da. Dar vedeți că dincolo de războiul cultural care macină mai cu seama anglosfera, dar a intrat și în Europa continentală, dincolo de asta totuși anglosaxonii au o politică de imigrație mai deșteaptă, mai realistă, adică au luat oameni cu studii, au pus criterii la intrare, au cercetat foarte atent, nu superficial, cererile de azil politic, pentru că sub fac cerere de azil politic și imigranți emig economici. Nu? Deci, oameni care pur și simplu caută. Sunteți sigur, pentru că valul de emigrație din ultimii ani, din toată Europa, pare aproape nestăvilit. Acum am văzut mai recent că Britanicii au pus inclusiv, nu știu cum să le spun, blocurile la plutitoare în care trebuie să stai până când te lăsăm sau nu în țară. Pe de altă parte, întotdeauna nu am înțeles de ce Europa i-a lăsat pe toți migranții să vină și să aplice pentru azil când sunt deja în Europa. De ce nu i-a ținut în niște corturi care nu trebuie încălzite ca mai vorbim noi despre chestii de felul ăsta? De ce nu i-a ținut, spre exemplu, în Turcia, în Siria, cum a început, a început să facă, dar tardiv. Adică foarte mulți migranți, au ajuns să fie migranți pentru o viață mai bună, nu migranți că fugeau de moarte din țările de unde vin. Da, pentru că globalizarea capitalismului și parțiala democrației a dus la ridicarea nivelului de trai a sute de milioane de oameni în fosta lume, a treia. Deci ei, dacă sunt onești, pot să își găsească o șansă rezonabilă de dezvoltare personală și în țările lor. Dacă nu, exact. sunt, dacă nu sunt situații... da, Sigur că vrei să faci un salt de 300 de ani în, în două săptămâni de călătorie clandestină din țara ta până în sudul Spaniei sau în Lampedusa și mai vezi dacă se poate, totuși te duci spre Germania, Franța, Italia, bun, dar e o bombă o bombă politico-demografică, chestia asta pe care dictatorii o folosesc. Noi avem regimuri autoritare în sudul Mediteranei și Vedem și defunctul Gaddafi și alții. Aveau un robinet cu uh, imigranți. Șantajau Occidentul. Dăm bani ca să-i țin pe ăștia să nu-ți vină pe boat people până pe, pe țărmurile tale, în nordul Mediteranei. Deci aici e o, e o problemă. Africa va avea 2 miliarde de locuitori în 2050. Uh, dacă avem și obligația să extindem bunăstarea, deci să exportăm tehnologii, să creăm, să facem investiții, nu? În, nu doar ajutor da. pentru dezvoltare, ci și investiții. Dar iată că investițiile astea le fac mai mult chinezii. Uh, americanii... Am auzit ca... săptămâna asta că indienii au reușit să obțină un vaccin foarte ieftin pentru malarie. Deci 2050 s-ar putea să fie chiar mai devreme cu 2 da, miliarde. Păi da, Africa. oricum, India e o superputere în generice, medicamentele astea ieftine care fac același efect. Deci, prosperitatea vine din mai multe părți și vedeam zilele astea, spre exemplu, mai devreme, înainte de discuția noastră, postase cineva niște imagini de la periferia unei capitale. Spre exemplu, Moscova, cu toate sancțiunile economice, are, încă, are niște ambuteaje spectaculoase pe centura lor, pe 10 benzi. 10 benzi, da? da. Adică, Oriunde ne uităm momentul ăsta pe planetă, putem să descoperim prosperitate și această normalitate pe care o caută oamenii în mai multe locuri. Eu, eu cel mai frumos aeroport pe care l-am văzut vreodată, nu e în Europa, l-am văzut în China, în Shenzhen. Este o operă de artă aeroport, nu știu dacă l-ați văzut. Vă încurajez să vă aruncați o privire pe cred, internet. Deci cred, există... că la, cred că am făcut un, un, un stopover acolo, în drum spre Tibet. E o chestie uriașă, așa, un in the middle yeah. of nowhere, cum pe undeva. Și arată așa în ca o chestie Nu e, nu e într-un oraș din centru Chinei, în zona deșertului Gobi, de fapt, acest mare Nu, aeroport. Nu, 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 în, no? în Shenzhen, Shenzhen, mm. Shenzhen. Ah. Mm. este o arată efectiv așa ca o chestie organică, ca un fel de nor, toată povestea. Ceva mm. uriaș și spectaculos. Este tot unde te uiți, acum, spre exemplu, sunt o grămadă de țări care se ridică în Africa. Nu există prosperitate doar în Europa și doar în America. Eu vă spun sincer, ce am văzut ultima dată când am fost în China, nu prea am văzut la noi la capitolul modernitate și urbanism și lucruri de felul acesta. Adică să sunt să și am la foarte multe. Da, lucruri. Da, Moscova, de exemplu, ca vitrină de tip Potemkin, așa, a unei rusii care în spate rămâne subdezvoltată și fără internet, e de 10 ori mai o metropolă vibrantă și mult mai mai conectată și mai fermecătoare decât poate fi Bucureștiul, de exemplu. Nu? La fel, toate aceste metropole asiatice cu clădirile lor emblematice, cu competiția pentru cine face mai mulți gârie nori, sigur, sunt făcute de multe ori destul de prost, așa, nu știi cât durează până la dinamitarea lor inevitabilă, dar, sau cum se comportă la cutremure. Dar când am, mă aduc aminte că chinezii ne-au arătat, am fost odată la Shanghai și aveau acolo un fel de muzeu municipal unde era o, o, sală imensă cu o, o machetă așa de 30 de metri pe 20, în care făcuseră cu minuțiozitatea tipic chinezească macheta celor 4.000 de zgârie nori în proiect pentru Shanghai. Deci, era ceva, vă dați seama. Noi ce avem în pipera? Da. Nu știu, de fapt, care e cel mai înalt? Bine, noi acum intrăm pe trendul ăsta occidental care zice, domne, fața de vezi cu iederă, nu mai construim pe înălțime, că asta e o chestie care e depășită, nu știu ce. Da, e adevărat că poți să faci mari hub tehnologice și de, și, și de capital, piețe financiare, burse și mai departe, când construiești clădiri de birouri de tipul ăsta. Așa. Adică, tot matricea sau modelul rămâne tot Manhattan-ul, nu? Păi, urmă... unde. Da. Este da. Cel mai eficient mod de a organiza populația este pe verticală. Da. Deci, dacă, dacă aruncăm, dacă avem o minimă curiozitate și ne uităm pe orice canal de călătorii, sau ne, ne uităm la niște imagini pe YouTube cu toate orașele astea interesante de peste tot de pe planetă, o să descoperim că există locuri foarte interesante și în afara Europei și Americii. Cu toate acestea, cel mai mare flux de migranți se întâmplă aici și în Statele Unite. Două locuri care au, din partea islamului, atât de multă ură. Deci, pe de-o parte, atrag migranți, inclusiv musulmani, dar, în același timp, sunt urâte de o întreagă religie. Nu știu cum facem să da, reconciliem pentru că chestia asta. E, e o fatalitate aici, în sensul că fiecare dintre cele trei monoteisme se pretinde exclusiv. Așa, noi putem spune, da, dar toate se referă la același Dumnezeu. Da. Sunt monoteisme, dar după cum vedeți, organizarea lor istorică, dispozitivul teologic, doctrinar, dogmatic, ritual, simbolismul, toate lucrurile astea, iar înscrierea lor în timp, pentru că asta este monoteismul, Dumnezeu se arată lui Avram, apoi lui Moise, apoi se exprimă prin Isus și când vine Mahomed ca o pecete a acestui șir de profeți prin care a vorbit Sfântul Duh, chiar Dumnezeu și de -a, de -a, și a revelat nu doar existența, ci și legea. Da? Venind ultimul, Islamul are pretenția că încurunează totul nu? și, deci, că și are ca și creștinism o vocație misionară, universală. Numai că nu și-a oferit uh, baza civilizațională, tehnică, tehnologică, științifică, care să uh, fi făcut din el civilizația motor a umanității, cum s-a întâmplat cu iudeocreștinismul. Exact. De fiecare dată când aud despre cineva care are ambiția de a schimba lucrurile, mi-am aduc aminte de o regulă foarte simplă. Ce a realizat extraordinar acea idee, acea credință, acel grup, înainte să emite astfel de pretenții? Și dacă mă uit cu o minimă curiozitate la ce iese interesant din țările astea teocratice sau autocratice, adică dictaturi, Dictaturile nu prea reușesc să livreze nici avans tehnologic, nici artă care să fie recunoscută ca frumoasă, să zicem așa, în mai mult de o țară, două, trei. E că e destul de greu să, în absența libertății, să vezi că înflorește, până la urmă, nu, și dezvoltarea economică, pe de-o parte, dar și cultură și știință. Este, este, o, este o unitate de măsură bună pentru libertate, chestia asta? Da, categoric. Arată că geniul tradiției iudeo-creștine are două fațete. Libertatea constitutivă cu care Dumnezeu l-a creat pe om și demnitatea ireductibilă a persoanei umane care este unică, singulară. Da? Deci are o valoare intrinsecă inestimabilă. Aceste două idei au permis și evreilor și creștinilor să asimileze și filozofia greacă, și științele antichității, și ingineria romană, și dreptul, și tot. Și să facă o sinteză. O astfel de sinteză nu a apărut în, în uh, islam, decât în perioada lui de aur. Când erau atâția și atâția erudiți, și învățați, și călători, și negustori, și mai departe, care aveau spiritul deschis și respect față de ceea ce au produs alții înaintea lor și așa. De altfel și islamul ăsta clasic, secolele 8-12 să spunem, n-a făcut decât să sugă din Bizanț, care la rândul lui sintetizase știința greco-romană, deci au preluat și din vechea Persie, și din India, și din, de la vecinii bizantini. De ce? Asta înseamnă că prim, elita primelor califate era destupată la cap. Accepta că un adevăr științific sau matematic, de exemplu, nu are de-a face cu dogma. Nu? Accepta că există adevăruri universale care trebuie privite ca atare. Ori aici a aratat, întâlnirea cu universalitatea, a arătat-o Islamul, asta post-clasic, adică cel care s-a anchilozat în uh, jurisprudență, hermeneutică sterilă a Coranului și ură față de noutate, față de dinamica intelectuală a unei societăți. Dacă și noi ne-am fi ghidat în continuare, doar și după cele 10 porunci, încă am fi avut sclavi. Că spune acolo, nu? Să nu. Că să nu furi femeia sau uh, uh, robul uh, aproape lui tău. Da, în același timp vedem foarte bine că târziu, că sclavia a persistat, dar sclavia a fost un fenomen înfloritor în Africa uh, precolonială, în lumea islamică și în multe alte societăți. Totuși, umanismul creștin, Evanghelia, uh, revenirea periodică la înțelegerea uh, învățăturii, lui Isus Hristos ne-a făcut și pe noi să abolim treptat aceste practici și să vedem ce spuneam, adică să vedem că fiecare om are, poartă chipul lui Dumnezeu, este irepetabil ca persoană și că el e un mister, acest, acest mister al, al individului care e mai mult decât un exponent anonim al unei specii care știe să, să perpetueze, ci este ca purtător singular al chipului lui Dumnezeu, una dintre ipostazele nesfârșite ale felului în care creatorul nostru se reflectă în noi. Deci, astea sunt idei care au pus în final în valoare drepturile omului și libertatea ca condiție esențială a dezvoltării unei societăți civilizate. Și nu trebuie să știm toți atât de multă istoria religiilor ca dumneavoastră ca să înțelegem că de -aia ne place pe aici până la urmă tuturor ne place, ne plac fructele acestei libertăți, acestei demnități despre care vorbiți, pentru pe că pur și ne-am născut trebuie, în ea. Pe ea trebuie să o apărăm, pentru că iată, civilizația iudeocreștină, euroamericană, globalizată, a intrat acum în faza confruntării filozofice, bioetice cu inteligența artificială, cu noi provocări care rezultă din însuși stadiul evolutiv la care am ajuns și care necesită revenirea noastră periodică la principiile teologiei creștine ca să salvăm propria umanitate de, de, de pericolul dar, unei alienări totale. Dar noi părem că am depășit un pic faza asta foarte religioasă, că nu mai trebuie să ne justificăm prin Dumnezeu acțiunile. Da? Nu facem că așa îmi cere Dumnezeu. O facem pentru că așa facem noi lucrurile aici în Europa. Nu mai avem sclavi sau nu, da, uh, nu dar folosim... Trebuie să, trebuie să uh, vedem rădăcina tuturor lucrurilor, care e revelația creștină și să vedem că secularizarea la care s-a ajuns nu presupune decât scutirea vieții religioase de imixtiunea politicului. Adică să, să, să vedem că... Corect. Creștinismul s-a alterat atunci când, de la Constantin cel Mare încoace, a fost confiscat de elementul politic. Stai aproape, pregătim ceva super tare pe GB.ro. Îți dau însă un indiciu. Aceste linii frumoase pe care le aveți pe peretele nostru sunt acele Nano Leaf Lines pe care vrem să le aducem și noi pe site în curând. Le poți configura în orice fel vrei tu, în orice formă și pe orice culoare sau intensitate și răspund chiar la muzică ori la voce. Hai pe GB.ro ca să vezi și celelalte gadgeturi alese pe sprânceană și testate de noi. Așadar, nu vrem preoți la conducere, dar asta înseamnă că din valorile creștine care au construit până la urmă Europa, am reușit să facem o lume în care și cei care cred ca noi, dar și cei care nu cred ca noi, pot să fie demni și să aibă libertate. Noi înțelegem chestia asta. Am depășit faza că o facem doar de dragul lui Dumnezeu. O facem pur și simplu. Ch Ch chestia asta mă face totuși să zic o chestie, zic un lucru. Nu credeți că ni s-au răcut binele, că ne-am obișnuit că așa ar trebui să fie lucrurile și că noi ne imaginăm că așa vor fi întotdeauna? Nu cred că ni s-au urât cu binele după secolul totalitarismelor, care erau esențialmente anticreștine, amândouă, și comunismul și nazismul. Trebuie însă să ne batem ca europeni pentru continuitatea acestei, acestui personalism creștin, acestui umanism creștin, care reprezintă mediul cel mai sigur în care libertatea și drepturile noastre se pot exercita și să nu uităm că dictatura e după colț, să nu uităm că libertatea nu este subînțeleasă, nici garantată, și că trebuie să lupți pentru ea, să conștientizezi izvoarele ei, să înțelegi că sursa moralei nu este un cod civil sau penal emis de un stat sau altul, ci e transcendentă. Deci, avem, avem nevoie de memorie creștină activată și pusă la lucru pentru ca democrația să nu decadă în altceva, să nu decadă în populism, în extremism xenofob. Să nu decadă în postumanism, care să, să spună, da. să vină odată mai repede singularitatea în inteligența artificială, că ne-am săturat de noi înșine și că vrem să ne Aparent, abon. da. Da, da. În Aparent sensul da, ăsta, dar, da. Dar, în același timp, mă uit la noi, românii, care după ce am scăpat cu Vai de comunism, ne-am ne liniștit aproape de tot. Uh, ni se pare că tot ceea ce știm noi despre viață, tot ce știm noi că ar putea să fie rău, nu mai e nici pe departe aici și atunci ce rost mai are să ne mai deranjăm pentru un pic de corupție? Că nu-i prea multă cât să ne deranjeze. Pentru noi nu ne mai deranjează mare lucru aici. Și asta iarăși mi se pare că este încă un efect în ăsta aproape anestezic al binelui. Ne-am obișnuit cu binele pentru că este mai bine decât era înainte și lăsăm efectiv lucrurile să meargă de la sine și știm cu toții că într-o societate unde oamenii își abdică puterea, o să o preia alții, corect? Aici nu prea sunt de acord cu dumneavoastră în sensul că mie mi se pare că românii au uh, vocația de a fi cârcotași și, și în libertate și -au, chiar și-au exacerbat această vocație. Toată okay. lumea bombăne și critică și nu știu ce nu mi se pare că vegea civică e anesteziată în România de azi. Mi se pare că e mult cinism, poate și de lăsare, pentru că bunăstarea naște de lăsare civică. Adică, exact. Zici, domne, în definitiv mie merge de în ce în ce mai bine, nu are rost să mai bat capul cu cine iese la alegeri sau cu. Aici, da, e un fel de uh, indiferență civică pe care mulți o consideră virtuoasă, domne, eu sunt deasupra mărunțișurilor ăstora. Ce mă interesează că e Ciola. La asta sau... mă refer. Că e nu știu cine sau. Și atunci, într-adevăr, după cum am văzut, când le-am lăsat în pace prea multă vreme, partidele noastre au, au generalizat contraselecția și, practic. Uh... Au, de au redevenit partidunic. unic. Pe de-o parte, cum e, ce, de exemplu, acest, acest USL 1, 2, 3 care. Nu mai știi care e stânga, care e dreapta, care e electoratul fiecărui partid. Eu, și de aici senzația multora foarte supărătoare, frustrantă că e un stat captiv, nu? Capturat de o elită de pradă care își bate joc de noi, în sensul că da. nu mai livrează conform unui mandat pe care ți-l dă categoria electorală de la care primești votul. Băi, eu sunt partidul clasei de mijloc. A micilor, da. a IMM-urilor, a creștinilor lor, a harnici din Ardeal sau din Bucovina. Eu sunt partidul care. Nu, no, partidul unic, într-adevăr. Deci, eu nu zic. Exact. Nu, v-am spus doar că românul e cârcotaș, că este. Până la un punct este asta, îl face și simpatic. Până la un punct, de asemenea, îl face să rămână alert cât de cât să vadă ce se întâmplă și să țipe. Dar okay. să și țipă mult uh, mincinos. Adică sunt oameni care se complac într-o indignare permanentă care îi scutește de responsabilități personale. Adică. Uh, asta. Da, adică, doamne, eu să mă las în pace, toți sunt niște idioți, uh, corupți, incompetenți, nu știu ce. Cu alte cuvinte, asta e mioritismul la lucru. Adică, doamne, n-ai nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut. E așa de rău că nu, mă, nu se mai poate remedia ceva. Dar eu, exact, eu văd, asta vorbim. văd că e o, o, un decalaj. România reală e, e diferită de cea de televiziune, de pe ecrane. E diferită poate chiar și de cea de pe social media. Mi se pare că libertatea ne-a transformat pe toți în mici antreprenori ai propriului destin că oamenii au ambiții, că vor mai, mai bine, că știu că mai, mai binele lor creează invidii și atunci sunt mai discreți, dar e totuși un, 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 elan social pe care oricât de stupide ar fi conducerile de partide politice de azi, nu-l mai poate opri nimeni, pentru că românii și-au luat cumva soarta în propriile mâini, la asta mă refer, adică există un sentiment... Da, dar au lăsat, de... dar au lăsat, au lăsat puterea din mână care de ce am adus discuția la, încă o dată la noi? Pentru că întotdeauna, exact cum ați zis, dictatura e după colț. În cazul nostru vedem chestia asta că nu știu câți dintre români să mai simt reprezentați în momentul ăsta de președintele lor. Și poate să fie și o dictatură a superacțiunilor malefice, poate să fie și o dictatură a inacțiunii. La noi este tot timpul un fel de dictatură a omertei, a liniștii, că sunt niște băieți care știu mai bine și suntem în această, exact cum a zis noastră, mici, ne antreprenorizăm până la urmă fiecare la nivel individual. Dar întotdeauna, în astfel de locuri, o să prindă niște idei, niște curente puternice care la un moment dat vor vrea să ia puterea. Acum nu vreau să fac o legătură prea directă, dar toleranța asta a noastră, disponibilitatea sa noastră de a lăsa pur și simplu lucrurile pentru că noi înșine suntem suficient de ocupați cu propriile noastre vieți, lasă să se întâmple lucruri pe lângă noi și cred că chestia asta au pățit deja cei din Occident. Stăteam de vorbă cu cineva care îmi spunea, zice, băi, ce noi, noi subapreciem liniștea pe care o avem și siguranța. Am o fostă colegă care posta ceva de genul, zice atentatul de la Bruxelles s-a întâmplat la câteva sute de metri de blocul unde stau eu. De când am venit aici corespondent, am ajuns să înțeleg altfel cuvântul siguranță. Adică noi părăm așa într-o stare de, bă, nu e, nu e chiar rău, e ok, e bine. Dar lucrurile pot să degenereze destul de repede. Și inclusiv acolo, de aia am vorbit de acorduri la inclusiv în Orientul Mijlociu, lucrurile păreau că se așează, că se liniștesc în sfârșit totdeauna trebuie să apară de undeva o fo această forță a răului care reușește cumva pur și simplu să dea foc la butelia Asta aia. Asta e istoria umană și condiția umană. O, suntem fiecare dintre noi o arenă pe care să confruntă uh, binele cu răul. Uh, dar eu nu exclud uh, revenirea la diplomație în chestiunea uh, israelo-palestiniană uh, și israelo-arabă. Problema e mai degrabă legată de Defetismul care și-a făcut loc în Occidentul propriu-zis statele fondatoare, UE, Statele Unite. Noi am dezvoltat această singură civilizație care a reușit să se globalizeze pe bază, bazele știute, iudeo-creștine și greco-romane. Dar nu mai am făcut-o pentru că am avut mereu credința asta excepționalistă în destinul Occidentului, în destinul acestei lumi libere, în destinul democrației, în destinul valorilor care ne disting și care ne-au făcut și invidiați și admirați de restul lumii, de restul lumilor umane, diversele tradiții, societăți, state, regimuri da. politice cum se numesc, iliberale, liberticide, dictatoriale, autoritariste, etc. Ori asta mi se pare că totuși s-a instalat în Occident o oboseală istorică de propriu succes, care duce la defetism, la nepăsare, la domne, nu avem ce să facem, încrucișăm brațele. De asta nu dau apă la moară celor care spun, domne, terorismul islamic trebuia combătut și mai vehement decât au făcut-o americanii în Afganistan sau până l-au prins pe Bin Laden. sau Nu sunt belicos, nu spun, domne, cruciadă să apărăm Europa, facem un zid chinezesc în jurul ei. Nu, cred că globalizarea are o bază creștină pe care chiar creștinii o neagă pentru că li se pare că au adus la masa umanității atâtea figuri exotice, încât acum nu-și mai găsesc ei identitatea lor europeană. Da. Așa. Ziceați, noi despre Franța, care nu are risc da, să devină da. Republica Islamică? Nu e un risc pentru poi mâine, dar la cum arată dinamica demografică pe comunități. Hai să spunem pe șleau. Musulmanii fac mult mai mulți copii, francezii fac, fac mult mai, mai mult copii. și ai școli, de exemplu, îmi spunea un prieten, de în Franța, zice, domne, evrei își dau, de aici, își dau copii numai la școli catolice. Păi zic, cum așa? Păi zice, în sistemul public au, au început să fie majorități musulman, de copii musulmani care sunt antisemiți. Singurul loc civilizat unde nu se petrece treaba asta, bullying antisemit, sunt școlile catolice. Deci e, e, e o lume, într-adevăr, cu multe ciudățenii la ora actuală. Bine, nu, sunt ciudățenii, chestiile astea sunt periculoase de-a dreptul. Da. Adică, haideți să ne imaginăm, nu știu, cum ar arăta o zi din viața unui francez când, după ce se introduce legea șaria în Franța. Nu știu, e greu să crezi că într-adevăr s-ar ajunge acolo, dar, cum spuneam, doar catolicii, apropo, fac copii încă mai, în Franța așa, câți dă Dumnezeu, ca să zic așa. Pentru că restul, într-adevăr, e, un raport de forțe în care s-ar putea ca... Dar islamul francez are 10% din populație. Da, 10% înseamnă 7 milioane aproape. Dar uh, nu reprezintă 48% sau nu știu ce, așa încât să facem... Nu ignorați presiunea pe care pot să o pună niște categorii foarte active. Că vorbeam mai devreme despre Liban, de aceea am deschis discuția acolo. Da, după echilibrul acela, creștinii nu doar că au început să, să, părăsească Libanul, ci și au făcut mai puțin copii, în timp ce musulmanii au, au făcut mai mulți copii și au devenit mult mai presanți în a prelua da, da știți care e, societății. Știți care e diferența? Pentru, că, pentru creștinii libanezi, francofoni și educați, Există orizontul european. Europeni exact. Europeni europenii unde să se ducă? Asta e întrebarea. Da. Pentru că musulmanii trag în Europa, dar nu vor să vină în Europa pentru a deveni francezi, vin aici ca să devină musulmani în Franța și, în cele din urmă, să transforme locul după chipul și asemănarea a ceea ce li se spune lor, uh, acolo unde, de unde și-au învățătura. Și. Da, dar să știți că e și un eșec al, uh, al uh, asimilării în Franța, deși se spune vreun dreptul solului, nu dreptul sângelui, primează valorile republicane, laicitatea în stil francez, toate. Totuși, prima generație care a, venit în Franța imediat după decolonizarea Algeriei și așa mai departe, Tunisia, a fost formată din uh, oameni fideli Franței, care aveau o, o școală franceză, măcar o clase, făcuse da. acolo la Oran sau la, nu știu, la Tunis sau în Algeria. Sau... Bun. Uh, copiilor s-au radicalizat și asta ce înseamnă? Că au trecut 40 de, de, ani. Au trecut 40 de ani și totuși acești arabi din Franța s-au simțit marginalizați, s -au simțit, au simțit că nu, nu, nu sunt plăcuți, că nu sunt integrați, că nu au fost ajutați destul să se integreze. Și să vă dau un. un Dar are o... datorie Europa, are datorie Franța față de ei să le, le ofere chestia asta? A fost puteri coloniale, da. Aveau până okay. la un punct această datorie. Nu are România, care nu a avut colonii, nu? Și care, pentru că 5 milioane de români și-au găsit până acum, și încep, sper să se mai și întoarcă la noi, că e tot mai bine aici, și de fapt, marile oportunități vor fi în Europa de Est, în următorii 30 de ani. Păi am auzit inclusiv francezi care se mută în România, că e mai păi sigur să aici. se mute, dar uite, până în alta noi am rămas fără forță de muncă și importăm 100.000 asiatici, pan. Nu? Aici a, am avut eu pe cineva aici la interviu de la o firmă de recrutare care mi-a spus că cifrele sunt un pic mai diferite, că din 100.000, de mii, 30 de mii sunt doar care se mută de la un loc de muncă la altul și a. îi vezi la otopeni cum obțin viză de România și dacă au bagajul mic nu vor sta pe aici. Hai să vă zic o treabă. Eram aș o așteptam pe fică mea la aeroportul otopeni și... Așa. A, am târzian, nu știu cum, și am stat, am, am văzut acolo un grup de ăsta de tineri, 20 de ani, pachistanezi și preluau un șmecher de la noi, care le-a cerut să-și arate niște acte, niște documente, nu știu ce, i-au prezentat ce le-a cerut și pe aia le-a spus, le, vorbea în engleză, și le-a spus Vezi că o să vină uh, un microbuz să vă ia. Să-i dai șoferului niște bani sau ceva. Adică, cum au intrat în România, trebuia să învețe cu șpaga, care e o instituție respectabilă și în țara lor de, de origine. Așa că se simțeau deja ca acasă. Da. Da. Deci, iată, avem potențial de a integra, plus că, din câte am înțeles, suntem percepuți ca fiind ospitalieri și toleranți. Am început să-mi pierd speranța la capitolul ăsta. Uh... Acum trăim și noi ce au trăit uh, societățile mai dezvoltate, de care ne apropiem în sfârșit. Adică, uh, românul de bază preferă să dea munca de jos acestor vieți uh, imigranți economici. Nu? Adică, vedeți fenomenul globo. Nu? De uh, tot ce. Deci, asta e. Ne, ne obișnuim să. Uh, da. Căp noi am fost căpșunarii Europei de vest 30 de ani, acum nu. Vin alții la noi și, într-adevăr, populația românească se descurcă mult mai bine, are alte ambiții da. și lasă aceste treburi pentru străini. Acum să vedem cum o să fie. Că ultima dată când au încercat să facă o moschee în București, a ieșit circ la București. La un moment dat. Cred că o să vedem nu doar o moschie, o să vedem mai multe și o să vedem tot felul de altare. Că oamenii vin cu diferite culturi din toate părțile astea ale lumii, și după o perioadă vor fi și ei aici. După care vor fi de aici, după care vor avea probabil și copii aici și o să vedem ce o să facem atunci. Din câte aud, cei din Occident ne spun, nu repetați greșelile noastre. Acum, cui să-i dăm munca de jos? Că din nou devine din ce în ce mai greu să găsești români Bun, care să, să ne bazăm, accepte salariul de bază. Da să ne bazăm și pe continuarea procesului de robotizare și automatizare a economiei, a sarcinilor repetitive. Poate ne salvează chestia da, asta bă, la mustață. Adică, dacă avem, dacă, avem, aspirator care să mișcă singur până casă, s-ar putea să fie, găsim o formulă și pentru... Dar eu, eu pledez pentru o campanie deșteaptă, argumentată și, în orice caz, liberă de repatriere a, a românilor din... Ar, ar, fi, ar fi o platformă bună pentru un partid da. care ar putea să apară în țara asta. Nu știu dacă partid, dar în orice caz, adică să înțeleagă domne, acolo s-a cam terminat prăjitura, stai la coadă și s-ar putea să nu mai apuci. Uite aici, Corint. că sunt, sunt oportunități... Hai că încă e ieftin terenul. Haideți înapoi da, acasă, că încă mai da, sunt terenuri da, ieftine. Da, da, adică se poate face, se poate repopula tot, tot arcul ăsta subcarpatic de sate extraordinar de frumoase cu, cu IT-ști cu ce vreți, cu toți cei care pot să lucreze prin internet și da. uh, din ce în ce mai mult uh, am să pledez pentru treaba asta pentru că uh, satul românesc ăsta subcarpatic ăla de câmpie e condamnat ăsta subcarpatic e un rai De ce? Păi e condamnat pentru că uh, nu are Secetă și, mă rog, o anumită. Au stat în calea tuturor invazilor și sunt rezultatul tuturor amestecurilor, okay. uh, în subcarpați, satul este mult mai, uh, mai autentic și poate fi salvat, trebuie salvat și pentru plămânii noștri, dar și pentru uh, un echilibru teritorial. Noi, okay. avem, noi avem totuși uh, 60% de și munte în țara asta. nu? Adică de ce n-am reflectat chestia asta și în, 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 prin revenirea e măușor, la... E, e mai ușor să conduci în lașes, în câmpie. Păi asta ne-a spus-o sultanii de la Istanbul când au cerut să ne mutăm capitala de la Curtea de Age, Stârgoviște, în, în câmpia asta, în, în, bă, în bărăganul ăsta trebuia... sinistru, da, al cărui praful îl inhalăm până azi. Da. Exact. Revenim un pic la praful din, din Palestina. Tragem o concluzie. Ce fel de conflict este ăsta? E un conflict religios la bază? Din păcate, da. Dar are multe alte componente economice, geopolitice. Eu cred că Europa s-a mobilizat, Biden e acolo, Bibi Netanyahu e slăbit. Îi se reproșează că a avut loc acest atac masiv prin neglijența propriului aparat pe care îl conduce de atâția ani, cu toate revenirile lui. Sunt totuși optimist, adică vreau să cred că nu o să escaladeze în spirală chestia asta și că vor fi anumite rețineri și la Teheran, și la Cairo, și la Aman, și în toată zona, pentru că altfel unde ajungem? Au văzut și ei că Putin o dă în bară în Ucraina, deci faptul că americanii au mutat imediat flota lor din Mediterana acolo, în, în, în zonă, e un semnal disoasiv, sper, nu pentru toate aceste regimuri, mai mult sau mai puțin, mă rog, dominate de, de lideri rupți de realitate, care nu se mai dau duș și care vor revanșă prin sânge. Asta prin e sângele altora, Normal. nu al lor. Prin sângele altora. Dar au văzut și ei că dacă moștenitoarea URSS nu reușește de, de aproape 2 ani să, să avanseze în, în Ucraina, pur și simplu bate pasul pe loc și, și se retrage pas cu pas. E, mai au câte o ofensivă pe aici, pe acolo, dar tocmai cele au ajuns uh, oficial ieri noile rachete atac, uh, atac da. MS... Da. Cu o rază ca... de 160 și de kilometri și le-au dat-o deja pe niște aerodromuri. Care știau clar că vor fi lovite, dar le-au lăsat așa. Da, Da, ăsta e un da game changer. Și dacă vin și F-16 uh, contraofensiva, asta va fi de succes. Dar nu vi se pare uh, că e o potriveală prea bună ca Putin să fie prieten cu Comenei? Comenei și cu catarezii să susțină Hamasul și Hamasul să pornească un război pe care știu clar că îl vor pierde doar că să-i forceze pe americani să fie atenți acolo. A, eu, sunt pe o care greșită? Eu cred că Hamasul uh, își face de cap pentru că e dictatorul religios al acestei populații captive, dar și pentru că știu că trebuie să se încingă din, din când în când conflictul pentru ca tot occidentalii să financeze reconstrucția. Au nevoie de noi, noi, linii de finanțare, de credit, deci probabil că e și un plan de genul ăsta. Pentru că ei, acești baroni, lorzi ai războiului permanent, jihad, ăștia trăiesc din, din banii de reconstrucție, dar trebuie să distrugă mai întâi. Deci au probabil o, o dinamică de felul ăsta. Ei s-au instalat într-o economie de război și gândesc ca niște warlords. Deci sunt împinși ca scorpionul să, să, să se înțepe din când în când pe ei înșiși. Dar israelienii iz poate... au promis că vor distruge Hamas data asta. Se va întâmpla? Sper, sper totuși pentru că fără, fără această eradicare cel puțin a conducerii politico-militare, nu, nu se poate gândi reluarea unui proces de pace în Orientul Mijlociu și cred eu că cu, vorbeam în cursul pestriței și plăcutei noastre conversații de azi, și de situația economică a statelor vecine de acolo, din zonă. Toți așteaptă o gură de oxigen și asta, fără pace, cât de cât, fără stabilitate, nu poate veni. Bănuiesc că Biden îi va spune lui Netanyahu foarte clar care sunt liniile roșii ca să nu se încingă prea tare, pentru că Netanyahu e tentat acum ca lider să, să suprareacționeze, ca să arate că acea falie în sistemul de securitate israelian a fost un accident și că totuși ei dețin controlul, dar când te duci prea departe, e prea departe și se poate să nu te mai poți întoarce. Deci, Exact asta e, e un Da, e un echilibru greu de, de obținut Însă Biden și Netanyahu sunt buddies Sunt se cunosc de foarte mulți ani Și sunt foarte buni prieteni Adică nu e relația lui Netanyahu cu Obama Care era absolut right. glacială da. exact. În situații de, de criză Relația personală între liderii care contează E chiar esențială Ok Uh, și, coincidență, tot astăzi americanii au dat publicității uh, nu știu câte sute de fotografii cu incidente în care aeronave chinezești uh, i-au jenat în Marea Chinei de Sud. Și aici e un, un șlagăr uh, pe care l-am tot auzit. Știm că Taiwanul e o altă mare problemă de echilibru geostrategic, dar uh, eu sunt mult mai încrezător în lider și cu chinez, uh, confucianist. Uh, bătrânii mandarini postcomuniști decât în nebunia arabă care poate lua foc într-o secundă. Deci cred că China totuși va negocia, va ști să, să, se, să se arată supărată când e cazul, să-și să arate mușchii, dar nu cred că va împinge lumea în al treilea război mondial. Nu China. Plus că din câte știm, chinezii nu au negociat cu cei din provincia Xinjiang, cu etnia uigură, n-au stat la discuții prea mult, i-au băgat la reeducare cu toată opoziția lumii civilizate. Da. Mai da, ales dar, lumea civilizată, da, lumea euroamericană are atâtea probleme acum încât cred că în mod cinic va uita o vreme și chestiunea Tibetului și chestiunea Uigură. Ne-am lungit destul de mult, am avut o discuție pe striță, dar eu cred că are un fir roșu. Este o perioadă plină de incertitudini. După ce am stat de vorbă cu noastră, parcă m-am mai liniștit un pic. Le-am pus așa un pic în puzzle. Și nu pare că suntem așa la un, cu, un, cu un picior în, în al treilea război mondial. Cel puțin, așa, așa sper. Noastră, ce credeți? Eu, 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 apucați un al treilea război? Sper că nu, nu. Și sper pentru toată lumea, bineînțeles. Mai ales că de data asta ar fi închidem prăvălia umanității. Gata, nu mai, nu mai pot să. Deci, cred eu că bătrânul echilibru al terorii nucleare din. Războiul rece încă funcționează și că ne va feri de un cataclism iremediabil. Îmi pare foarte rău că n-am apucat să vorbim în discuția asta mai mult despre singularitate și despre impactul pe care o să-l aibă inteligența artificială asupra lumii, nu sunt asupra religiei. N-ați pierdut nimic, mă interesează, mă pasionează, mă preocupă toată treaba asta, dar uh, nu, nu, nu pot vorbi competent despre... Ce Dar întâmplă. nu vreau să vorbiți competent, pe mine mă interesează o perspectivă religioasă, pentru că ne construim încă un zeu. Atunci avem un bun pretext pentru a mai deschide un capitol al acestui dialog. Eu îmi las loc de bună ziua sau știți cum fac aia, cum bag un picior în ușa acolo ca să nu... <laughs> Să vă prind și la următoarea. Sper că nu v-am ținut prea mult. Vă, vă suntem recunoscători pentru uh, generozitatea care ne-ați oferit două ore din timpul pe care știu că l-aveați alocat pentru timp de familie. Aveați niște activități acolo importante. Da. Um, Vă doresc să fiți cât se poate de productiv în planul nostru. Știu că aveți de gând să scrieți mai mult în perioada asta, să vă bucurați de aer curat și de o viață liniștită. Da, așa cum nu v-am ascuns, am devenit un adept explicit al neoruralismului. Intelectualii pot salva satul românesc, dar nu prin discursul de la Academia Română despre eternitatea lui, ci mutându-se la țară. <laughs> exact. Teodor Baconski, în direct de la țară a fost în această înregistrare. Uh, Mi-ar fi plăcut să vin să vă vizitez, poate la următoare. Cu plăcere, Sunt tare așa. curios. Încă o dată vă mulțumesc. O zi, o zi bună în continuare. La revedere. Vreau să vă mulțumesc și vouă dacă v-ați uitat și sper că v-am adus un pic de claritate cu această conversație. Un pic pe striță, cum a zis și domnul Baconski, dar am încercat să vedem lucrurile din mai multe unghiuri. Pentru că situația asta pe care o vedem nu se întâmplă doar acolo. Trăim într-o lume hiperconectată în care toată lumea are interese. Iar interesele acelea se activează și la București, și în România. Suntem de multe ori și noi bombardați cu tot felul de informații pentru a deveni pioni pe o mare tablă de șah. Dincolo de metaforă și chestii de felul ăsta, vă încurajez să vă documentați din surse cât se poate de credibile. Dacă nu aveți mare încredere în sursa pe care o vedeți, diversificați. Nu vă uitați doar la interviul acesta. Deși eu am mare încredere într-un diplomat de carieră care deja de acum este retras din activitate și vorbește relaxat când vine vorba de subiectele de la ordinea zilei. Poate vrei să vezi știri? Vezi știrile din mai multe unghiuri. Urmărește-i pe toți, urmărește și vocile care de obicei poate nu-ți plac. Dar nu fă greșeala să rămâi captiv în fața unei singure surse de informație și nu, în niciun caz, Facebook și Instagram nu sunt suficiente pentru a te informa. Destulă teorie din partea mea. Încă o dată vă mulțumesc că ați fost alături de noi la un IGDLCC mai deosebit așa, mai la ordinea zilei, pe niște subiecte care ne preocupă pe toți. Încă o dată vreau să-i mulțumesc domnului Baconski, dar mai ales vreau să le mulțumesc membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare. Voi sunteți motivul pentru care facem mai multe IGDLCC-uri de aici înainte. Ne veți putea urmări mai des dacă vreți să înțelegeți lumea, prezentul dar și viitorul. Încă o dată vă mulțumim pentru susținere. Dacă nu ești deja membru, te încurajez să apeși pe butonul Join sau Alătură-te și alege un abonament atât cât poți tu să plătești. Avem vreo trei niveluri acolo, patru din care poți să alegi în funcție de cât îți permite buzunarul. Susține activitatea noastră. Dacă vrei însă să îți promovezi afacerea în interiorul podcasturilor mele, poți să ne scrii pe contact îți putem oferi plasări de 30 de secunde un minut sau până la două în care să-ți arăți produsele și serviciile și să financeze astfel direct activitatea noastră. Alege să ne susții dacă îți place ceea ce vezi aici, pentru că cu siguranță poți ajunge la un public de calitate așa ca tine. Și cu asta chiar m-am oprit aici. Ne găsești în format audio pe toate platformele, dar știi deja asta. Însă până data viitoare să vă fie numai bine!